Președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, la Condrița. Dodon a salutat delegația transnistreană pe pământ moldovenesc și a spus că este prima vizită a unor reprezentanți din stânga Nistrului în reședința șefului statului Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului, despre continuarea dialogului privind măsurile de consolidare a încrederii și despre menținerea stabilității în zona de securitate de la Nistru. După întrevederea cu Krasnoselski, președintele Igor Dodon a scris pe rețelele de socializare. În cadrul întrevederii am discutat în detalii modalitățile de realizare a pachetului celor opt puncte, stabilit în timpul primei noastre întrevederi de la Bender pe 4 ianuarie 2017. Pe marginea 6 dintre cele opt puncte am ajuns practic la înțelegeri și am trasat pași pentru promovarea de soluții pentru problemele cu care se confruntă locuitorii și agenții economice de pe ambele maluri halinistrului. Am discutat și și un șir de alte chestiuni cu caracter economic, social, ecologic. Am realizat o apropiere între pozițiile noastre în scopul elaborării unor abordări și realizări ulterioare a acestora. Am fost de acord cu necesitatea continuării unui dialog deschis pe diferite dimensiuni și platforme care ar contribui la instaurarea încrederii între locuitorii celor două maluri, al a scris Dodon. Potrivit lui Dodon, odată cu contactele oficiale, un factor de importanță care contribuie la promovarea procesului de reglementare politică îl reprezintă activismul institutelor obștești de pe ambele maluri ale Nistrului. Igor Dodon a venit cu propunerea de susține prin eforturi conjugate lucruri organizațiilor, asociațiilor și inițiativilor obștești, activitatea cărora vizează depășirea contradicțiilor și divergenților actuale în probleme de importanță societală. Totodată, Igor Dodon a Că relațiile dintre Chișinău și Teraspol permit rezolvarea problemelor populației de pe cele două maluri ale ministrului. Ne-am exprimat disponibilitatea de a realiza integral acordurile încheiate, continuând dezvoltarea dialogului în calitate de perspectivă de realizarea unor oportunități noi. Am reiterat lipsa de orice alternative pentru dialog și consolidarea încrederii, care ne deschid posibilități de a purta discuții pe marginea unor subiecte și mai complexe, care există în procesul de negociere în cadrul activităților de reglementare transnistreană, a punctat Dodon.